uimitor câte produse poți face din lapte, unt, smântână, brânză, chefir, cașcaval. În Moldova există mai mulți producători de lactate, printre care și de cașcaval. Voi îi cunoașteți? Nu știu. Alba? Eu nu știu, GLC-ul. De producători anume? Mai mult că nu, doar denumirele la cașcaval. Cunoașteți producători autohtoni de cașcaval? Nu. Nu. Să procurați cașcaval autohton, mâncați? Uai, da. De la piață. Nu știu. Не могу сказать, кто делает сыр. Вот рышканы возят. Кто еще? Такие, ну, збес. Спасибо. Купчин. Ei, Alba știu, da, este în Cupcini un producător, da. Și încă mai este, dar nu le țin minte. Rășcani. Și cum e la gust? Nu pot să spun așa, din mijloc. Da, cunosc. Câteva nume. Cașcaval de Rășcani, de Olanda. Cum cred că da, pe cei din Bălți, da, îi cunosc. Și cum vi se pare? Cam nu prea competitivi cu cașcavalurile care vin de pe Ucraina, Rusia, sunt mai gustoase, uneori mai accesibile ca preț, deci nu prea folosesc producția autohtonă, ci ține de cașcaval. E ok, că doar Alba își cumpăr când cumpăr. Nu cunosc. Nu. Dar consumați cașcaval autohton? Rar. De ce? Da. Pentru că este prânză de vaci. E mai bună, e mai... Luăm de la oamenii de acasă, mai sănătos, proaspăt.